Salut! Eu sunt Vlad la un nou episod. Azi vreau să vă fac un scurt tur a ceea ce oamenii numesc în secolul 21 a man cave. Vreau să zic că astfel de man cave-uri am avut de foarte mulți ani, pentru că mereu am făcut locul în care lucrez, un loc cu personalitate, un loc care mă reprezintă și mereu a contat pentru mine atunci când lucrez să intru într-o atmosferă specifică, de fiecare dată aceeași, pentru a putea fi productiv, creativ și așa mai departe. Astăzi vreau să vă fac un tur al locului în care îmi desfășor acum munca de birou, podcastul de care sunt foarte mândru și la care azi voi înregistra un nou episod, așa că te încurajez să apeși pe clopoțel. În episodul pe care îl înregistrez azi voi vorbi despre libertatea de exprimare, despre privacy, despre ceea ce înseamnă păstrarea datelor tale confidențiale cât mai confidențiale, și despre niște legi care au luat amploare acum în România și de asemenea în străinătate. Vom vorbi despre toate astea, așa că primul link în descriere, apăsați pe clopoțel. Acesta este biroul meu, haideți să vă fac un tur. Acolo, pe cum intrăm, ar trebui să fie o ușă. Ușa nu există încă, va exista pe viitor, vreau să pun o ușă și să izolez acest loc cât mai mult de ceea ce se întâmplă în viața cotidiană, ca munca să fie muncă și când ies de aici să reușesc să mă deconectez. Aici avem cele două microfoane de la podcast. Sunt două microfoane Rode. Sunt niște microfoane foarte, foarte bune. Cele mai bune podcasturi în general folosesc ori acest microfon, ori există o altă variantă alternativă, acesta fiind unul din cele mai bune. Aici am o tablă pe care notez ce am de făcut, trag linie, ce nu am făcut notez dincoace, șterg, o zi nouă, notez din nou ce am de făcut, ce nu am rezolvat înainte cu o zi, pun din nou aici, la final trag linie, bifez ce am rezolvat, ce n-am rezolvat, mut din nou. În felul acesta reușesc să-mi păstrez programul organizat, să n-am ore moarte, pentru că eu mă trezesc în fiecare dimineață și încep munca la 7, mă trezesc de vreme, termin munca la ora 9-10 seara și atunci, pentru că lucrez foarte multe ore, oboseala acumulată poate să ducă la un haos în programul meu, la situații în care trebuie să fiu în 3 locuri în același timp, în 2 locuri în același timp, la situații frustrante, așa că organizarea este baza. Dacă vrei să progresezi, te organizezi, te evaluezi și faci asta constant. După tabla pe care mi-organizez programul, microfoane, avem aici un TV pe care mereu merge logo-ul podcastului. Este un logo pe care l-am gândit ca o combinație între tehnica de desen a unui copil de 3 ani și viziunea mea asupra creierului. Asta a fost conceptul, asta am reușit să creez într-o seară, l-am desenat în Paint, am vrut în mod special să folosesc o metodă cât mai primitivă de desen, l-am desenat în Paint cu un braș de un pixel și am petrecut măzgălind vreo 4 ore, însă sunt bucuros, cred că exprimă exact ce-mi doream. Sub acest televizor avem o superbă comodă, o întreagă lucrare de artă, un palet tăiat în două, niște bolțari care mi-au rămas de la amenajarea grădinii și câteva cutii de plastic în care mi-organizez eu diferite mărunțișuri pe care le țin pe aici prin birou și nu vreau să le pierd. Am încercat acest birou să fie cât mai ieftin realizat și să implice cât mai mult, să zic așa, munca mea. Asta e comoda, își face datoria, sunt foarte mulțumit de ea. După avem aici un frigider cu un aparat de cafea, cu cana primită de la cei de la Google România, cana oficială YouTube. Și aici facem cafea, poze cu mine de când sunt mic. Au fost adunate aceste poze de către mama mea și le țin aici să le privesc din când în când. Aici nu avem nicio sursă de lumină, așa că oamenii nu-și pot da seama că noi înregistrăm aceste episoade. Însă de cele mai multe ori, din cauza volumului mare de lucru, aceste episoade sunt înregistrate noaptea. Musafirii noștri vin la noi pe la ora 10 seara și purtăm aceste discuții lungi seara târziu. Așa că o cafea, apă sau un energizant, it's a must când vrei să fii productiv la miezul nopții. După avem această bandă de LED, am montat-o într-un pat cablu de plastic, totul este un DIY project. Sunt mulțumit de cum arată, locul ăsta e destul de fain, aici stau băieții la povești,
Avem acolo trei locuri pe canapea, avem aici trei locuri pe canapea și e un loc în care de multe ori băieții petrecem timp, stăm la povești, brainstorming sau pur și simplu stăm la o relaxare, la o poveste. După avem acest birou. Acest birou este mult mai special decât credeți. Este un birou făcut dintr-un squat rack, dintr-un rack pentru genoflexiuni. Vechiul meu rack de genoflexiuni l-am tăiat și l-am modificat, iar partea de sus este o platformă de haltere. Acest birou a reprezentat pentru mine prima experiență cu sudura, am învățat să sudez și vreau să dezvolt acest skill, așa că de asemenea vă încurajez să apăsați pe clopoțel, vreau să fac tot felul de produse de care eu am nevoie și să le fac eu de la zero, să cumpăr metal și să le sudez, să le vopsesc, așa că dacă vreți să vedeți călătoria mea în aceste skill-uri bărbătești, cum ar fi sudura, vă invit să mă urmăriți. Încerc să-mi dezvolt aceste skill-uri ca o alternativă la noi afaceri. Simt nevoia tot timpul, sunt apăsat de gândul de a fi productiv și uneori pur și simplu nu vreau să mă implic într-un nou business, un nou business, să fac din nou ceva diferit, cu noi challenge-uri, așa că mi-aleg un skill nou pe care să-l învăț și momentan skill-ul la care lucrez este cel de a suda și deja am început să-mi cumpăr câteva echipamente, am mașină de găurit, am tăietor circular de metal, am aparat de sudură, așa că vă încurajez să mă urmăriți în procesul meu de a deveni un adevărat fierar. Aici, plin de dezordine, avem de la Rode mixerul lor dedicat pentru podcasturi. E un mixer extraordinar. Aici se adună sunetul din microfoane și de aici pleacă acel sunet de calitate extraordinară, urmând să fie procesat, să fie sincronizat cu materialul video, iar la final să avem un nou episod de podcast. Toate astea necesită timp, necesită bani, s-au adunat ceva investiții, doar microfoanele cu cabluri, cu stative, au fost, să zic, peste 2000 de lei. Mixerul de la Rode a fost peste 3000 de lei. Calculatorul a costat și el o avere, așa că o să pun o listă cu toate specificațiile lui, dacă la un dat sunteți curioși să vedeți ce setup am în spate. Am de asemenea două monitoare, care pentru că sunt foarte mari, am descoperit că funcționează mult mai bine să fie puse unul peste altul. Distanța pe care trebuia să o traversez cu capul ca să urmăresc de la un monitor la altul era mult prea mare, așa că e mai ușor să mă uit în sus și în jos. De asta am optat pentru acest setup. Un amplificator mic aici cu două monitoare de studio de la SVS cu omul meu harnic care tranzacționează la bursă. Aici stau eu, acest scaun îl am de vreo 6 ani de zile, este destul de vechi și uzat, așa că doresc, din motive de sustenabilitate și ecologie, să nu-l arunc și să cumpăr unul nou. Îl voi retapița și vă asigur că va fi ceva impresionant. Ceea ce urmează să vedeți, sunt sigur că o să vă placă mult. Așa că acest scaun va urma să fie retapițat. Aici mai am un microfon de la Audio-Technica. Cam acesta este setup-ul meu când am diferite conferințe online, când am deținut un training, când fac research, când lucrez. Ăsta e locul în care eu lucrez și e un loc în care mă simt foarte, foarte bine. E un loc care mă reprezintă. Toate lucrurile pe care le-ați văzut aici sunt lucruri foarte ieftine sau lucruri pe care puteam să le arunc și le-am refolosit. Aici am două bări de haltere. Una e o bară de haltere pentru fete, Eleiko, bări de competiție, exact cum vedeți la Olimpiadă. Una este o bară pentru băieți, ele sunt pentru copiii mei. Dacă copiii mei vor dori să facă haltere, mi-aș dori ca acestea să fie cadourile pe care le dau, dincolo de telefoane, dincolo de tot felul de prostii pe care părinții le dau copiilor lor, lucruri absolut inutile. Vreau să le dau copiilor mei o disciplină sportivă care să-i educe pe aceștia și să-i facă oameni curajoși, gata să încerce, oameni cărora nu le e frică de eșec și oameni care sunt capabili să își controleze ei viața, nu să se lase controlați de stimuli din exterior. Așa că halterele sunt un sport care pe mine mă atrage foarte mult, îmi place enorm și am învățat multe
din acest sport, așa că vreau să dau mai departe noi generații, atât celor care vin în sala mea, cât și viitorilor mei copii. Aici am o masă, această masă am primit-o gratuit, cineva m-a sunat să-l ajut cu o chestie, eu am fost deschis, l-am ajutat și omul când m-a întrebat cât costă, i-am spus că nu costă nimic. Omul a fost așa de impresionat că eu m-am oferit să-l ajut gratuit, el lucrând într-un domeniu în care, să zicem, suntem pe competiție unul cu celălalt, a zis, uite, am mesele astea mai multe decât am nevoie, îți dau una gratis pentru ajutorul pe care mi l-ai dat. Iar această canapea este o canapea pe care am cumpărat-o foarte ieftin, cu vreo 200-300 de lei, stătea abandonată la mine în garaj și am zis, de ce să nu o pun în valoare și să o folosesc? Am mai atârnat aici o vestă, o vestă de competiție pentru CrossFit, sportul pe care de asemenea îl practic. Este o vestă de 10 kg cu plăci din metal groase, groase de tot. Și cam ăsta e locul. N-am vrut să mă grăbesc cu amenajarea lui, n-am vrut să-l amenajez foarte rapid și să-l umplu de chestii, pentru că prefer să evolueze în timp, să evolueze natural, organic și de ce nu, peste 6 luni să mai avem un update cu ce am mai făcut aici. Tot locul acesta se află într-un pod, acesta este acoperișul clădirii mele și zona asta era o zonă în care eu depozitam doar porcării, doar lucruri care multe trebuiau aruncate, doar lucruri care erau puse în dezordine și în momentul în care am hotărât că în această dezordine voi amenaja, voi ridica pereți și voi face tot acest loc, cred că am făcut o alegere bună și în felul ăsta folosesc spațiul acesta productiv și chiar mă bucur de el. Cam ăsta e biroul meu, aici se înregistrează podcasturile. Motivul pentru care am început acest podcast este acela că eu am început pe YouTube acum 10 ani vorbind în clipuri lungi, discutând idei în niște clipuri foarte lungi, clipuri de 30-40 de minute. Și oamenii pentru asta s-au abonat la canalul meu. În timp, canalul meu a evoluat, hobby-urile mele s-au schimbat, punctele mele de interes s-au schimbat, însă cu toate astea mi-am dorit în continuare să creez o platformă prin care oameni super talentați, oameni super profesioniști să poată discuta idei cu publicul meu. Știu că sunt podcasturi mari în România și în general ce am văzut diferit la aceste podcasturi e că majoritatea invită cam aceleași persoane. Majoritatea podcasturilor invită vedete, vedetele generează trafic și am văzut cam aceiași invitați de la un podcast la altul. Pe Delia, pe Mihai Bendeac, diferiți oameni de muzică, oameni de la TV, mergând cam pe la fiecare podcast și ajutând aceste podcasturi să se ridice, ceea ce este foarte tare. Însă eu mi-am dorit să fac un podcast în care invit oameni poate nu atât de celebri, însă cu povești extraordinare, foarte profesioniști, de la care avem foarte multe de învățat. Așa că podcastul acesta este o oportunitate pentru mine să mă dezvolt, pentru voi să asimilați aceste informații, să alegeți dintre ele cele care vă plac, cele care vă ajută, motiv pentru care vă încurajez să mă susțineți. Primul link în descriere la acest video va fi un grup de Facebook unde vreau să ne adunăm toți. Toți cei care sunt interesați de acest proiect al podcastului, toți cei care urmăresc canalul meu și doresc să fie parte în continuare, vă invit în acest grup de Facebook să propuneți idei, să comunicăm mai ușor, să schimbăm opinii și, de ce nu, să ne dezvoltăm împreună. Aplicați la grupul acesta de Facebook și haideți să dezvoltăm această comunitate, să o facem cât mai mare și, de ce nu, în 2021 mi-am propus să duc canalul de podcast la 50.000 de abonați. Știu că pare o misiune imposibilă, însă îmi doresc cât mai mult acești oameni extrem de talentați pe care îi voi avea invitați să fie văzuți de cât mai multă lume și cât mai multă lume să poată să învețe din experiența lor de o viață. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, eu sunt Vlad, scrieți-mi în comentarii orice credeți despre acest episod, spuneți-mi cum vi se pare biroul meu, făcut doar din lucruri pe care le aveam pe lângă casă și care pe unele le mutam de aici colo. Spuneți-mi dacă vă place acest loc și haideți să ne vedem data viitoare la un nou episod. Mersi!